Îmi pare rău cum am urmă mamă cu tine. Să vă spune, să aibă încredere, să vină de închis. Să mă lăsă eu frică. Așa este Dumnezeu, așa a avut Dumnezeu să ia. Uite, eu sunt în viață. Asta mi-a scris, nu te acuge. Toată oricenica să se ducă să se vaccineze. Vă implor că e foarte grav. Vaccinați-vă. Ieri am văzut o fază care nu cred că ar vrea cineva să văd. Niște doamne infirmiere care au căzut pe jos. Două boțeală, doamne. Traversăm împreună o perioadă dificilă, plină de restricții, tragedii și suferință. Spitalele sunt pline până la refuz, cu bunicii noștri, părinții noștri, copiii și nepoții noștri. Ultimile zile ne arată un sistem medical întins la maximum și ajuns la limită. Suntem la răscruce și cred că doar un efort comun al nostru, al tuturor, poate face să stopăm acest val al pandemiei de COVID-19. Vaccinarea este un gest de solidaritate și responsabilitate deplină, pe care ar trebui să-l facem cu toții pentru a ajunge cât mai repede la normalitate, așa cum o știam. În ceasul al 12-lea, alege să te vaccinezi. Alege viața. Să facă vaccin. Să creadă.